cea mai mare varietate de produse vegane? E doar pe goveggie.ro. Bună! Sunt Alexandra Corbu și vă urez bun venit la Starea Planetei. Iată că se apropie perioada aceea în care toată lumea se roagă să nu aibă în familie vreun ecologist sau, mai rău, vreun vegan ecologist care să le strice masa de sărbători. Ultimul lucru pe care vrei să-l auzi de Crăciun este un discurs despre amprenta de carbon a caltaboșului sau despre cum trebuia să te abții de la cumpărat un brad natural și anul acesta. Totul până la brad însă, pentru că ecologiștii ăștia, cel puțin unii dintre ei, se înșeală aici. Sunt atât de orbiți de setea lor de dreptate, încât nu-și mai dau seama că, de fapt, bradul natural e varianta cea mai prietenoasă cu mediul, nici de cum cel artificial, nu? Ei bine, nu e chiar atât de simplu. Dilema brad natural versus brad artificial nu e una ușoară, pentru că sunt multe elemente de avut în vedere. Eu sunt norocoasă pentru că de peste 7 ani de zile nu am mai trebuit să iau vreo decizie în acest sens, iar asta din două motive mari și late. Sau mai bine zis, mici și pufoase, pentru care nu mai permit să împodobesc niciun fel de brad. Îi înțeleg însă pe cei care își doresc să se bucure de bradul de Crăciun și care încearcă să-și dea seama care e varianta cea mai prietenoasă cu mediul. De aceea m-am documentat și am aflat câteva lucruri interesante. Vreau să încep cu cel mai important lucru, un fel de axiomă, dacă vreți. Nu există nicio circumstanță în care e benefic pentru mediu să tăiem copaci. Nici măcar situația în care plantăm brad special pentru a fi tăiați de Crăciun. E simplu dacă ne gândim. Folosim timp de ani de zile resurse de teren, apă, nutrienți și pesticide pentru a crește un brad al cărui singur scop în viață va fi să stea în sufrageria noastră câteva zile. Desigur, dacă ni se pune pata, e de preferat să alegem un brad dintr-o pepinieră locală și să nu încurajăm defrișări ilegale sau legale, însă chiar și așa, vorbim totuși despre un copac care va ajunge la gunoi și care va emana gaze cu efect de seră. O mică paranteză legată de brazii cu sigiliu crotal, care ne pot inspira încredere și despre care poate credem că provin sigur din pepiniere locale. Sigiliul nu reprezintă decât marcajul securizat al ocolului silvic de unde a fost tăiat bradul respectiv, însă nu aveți nicio garanție că nu provine din pădure, dintr-o tăiere autorizată pe motiv de regenerare naturală din zone considerate cu densitate excesivă, de pildă. Sigiliul nu diferențiază între aceste tăieri și culturile speciale de pom de Crăciun. Veți auzi probabil că un brad are nevoie de aproximativ 10 ani pentru a ajunge la dimensiunea pe care o caută cei care vor să-l împodobească de Crăciun și că în toți acești ani el face o treabă extraordinară, curățând aerul, captând dioxid de carbon și producând oxigen. Numai că toată povestea asta frumoasă se termină după sărbători, când brazii sunt abandonați și încep să se descompună. După cum știm cu toții, majoritatea oamenilor nu aleg să ardă brazii, ceea ce ar emite fix cele vreo 4 kg de CO2 pe care le-a absorbit bradul când creștea, ci îi lasă pe stradă sau în aer liber, de unde sperăm ajung în cele din urmă la groapa de gunoi. Ei bine, în această situație, un brad de 2 metri ajunge să elibereze în atmosferă aproximativ 16 kg de echivalent CO2, pentru că descompunerea naturală, lentă, emite și metan, un gaz cu efect de seră de 25 de ori mai potent decât dioxidul de carbon. Poate veți spune acum că o variantă ok ar fi să-l luăm în ghiveci și să-l replantăm apoi. Moment în care vă voi întreba dacă ați mai făcut asta până acum. Dacă răspunsul este nu, cel mai probabil e din cauza că nu e atât de simplu pe cât sună și nici nu ar trebui să ne apucăm să plantăm copaci de capul nostru. Toată treaba asta cu împădurirea și plantatul de copaci trebuie să respecte niște reguli pe care, haideți să recunoaștem, nu le știm. Știu că există prin alte țări, precum Marea Britanie, companii care închiriază brazi de Crăciun și se asigură că sunt replantați unde și cum trebuie apoi. Însă chiar și în cazul respectiv, vorbim de transportul unui copac de colo-colo, deci alte emisii de gaze cu efect de seră, pentru câteva zile de răsfăț. Acum să vedem cum stă treaba cu bradul artificial. Știm așa, că ar trebui să folosim un brad artificial cel puțin 10 ani pentru ca acesta să aibă o amprentă de carbon mai mică decât cea unui brad natural. Iar dacă ne plictisim de el sau nu-l mai putem folosi din cauza pisicilor, cum este cazul meu, măcar să-l donăm și așa viața lui poate fi prelungită. Evident, varianta cea mai bună pentru mediu ar fi să ne punem mintea la contribuție și să ne construim din carton, hârtie, crenguțe sau cărți un pom de Crăciun, să dăm frâu liber imaginației. Asta dacă nu sunteți leneși ca mine de sărbători. Sper că nu v-am supărat prea tare astăzi, nu de alta, dar în episodul viitor e posibil să fiu și mai grinci. Să nu ziceți că nu v-am spus. Ne revedem și sâmbăta viitoare pe Facebook, Instagram și pe canalul YouTube Starea Nației. Pe curând!
Cea mai mare varietate de produse de post e doar pe goveggie.ro.